Bună, dragilor, și bine ați venit la un nou vlog. Începem vlogul ăsta cu haul alimentar de la Aldi. Am fost până la Aldi astăzi, foarte cald afară, frumos, nu mai aveam lăptic și am zis, hai să mai cumpărăm niște fructe și să mergem până la Aldi. În două zile vin socrii la noi, în vizită câteva zile, vreo 4 zile, și am zis să mai cumpărăm ce ne mai trebuie prin casă, așa că hai să vă arăt ce am cumpărat și după aia ce mai facem. Și avem așa aici toate aruncate rapid. Am luat niște onion rings din acestea. Este ceapă și îi place Anastasie, eu pun la cuptor sau la air fryer. Și ambele feluri este foarte faină și mai mănâncă. Afine pentru ea. Asta l-am luat de la Aldi, din Marovăcă. Niște gumă pentru soț. Aici am mai luat niște punguțe din astea pentru băga la congelator. Sau dacă îmi mai aduce, mi-aduc socrii mâncare, cărniță, ceva băgăm la congelator. Sunt foarte bune și sunt largi. Astea le-am luat de la Home Bargains. Am fost și acolo că era lângă Aldi și am fost până la Home Bargains. Am luat astea și am luat o carte Anastasiei de activități. Am văzut astea la Aldi și mie îmi plac toate ciocolatele cu mentă, tot ce ține de mentă, și am văzut că e cu mentă, cake bar, și nu m-am putut abține să iau și eu niște din astea cu mentă. Și niște Oreo pentru soții mai pun la muncă. Acum avem, Anastasia a vrut iar brânzică din asta așa pentru ea și i-am luat-o. Ultima oară n-am mâncat-o toată, sper să o mănânci acum. Niște șuncă din asta germană pentru sandvișuri. Am luat niște brânzică din asta, este brânzică de vacă cu un fruct pentru Anastasia înăuntru și are 76% lapte și brânză, deci ok. Niște zmeură, era mai ieftină, 1,20 lire, parcă, dar trebuie mâncată azi, mâine, că altfel se strică, tot din Maroc, vă că zice. Așa, niște humus, normal, fără nimic, n-am mai luat cu cea pătura asta. Nu găseam din alea iaurturi grecesc care să aibă iaurt grecesc pentru Anastasia și am luat doar cu mango. Aveam luat unul pentru că nu știu dacă îi place sigur gustul de mango. Un lapte din acesta așa integral sau cum îi zice el, cu toată grăsimea. Niște latte din astea așa să fie pentru socrii dacă nu beau cafea. Niște ouă, n-am mai găsit ouă nicăieri și m-am uitat și zilele trecute și acum la fel nu erau ouă la Aldi decât astea. Și adică 6, nu erau decât 12 sau mai multe, 15. Și așa le-am luat pe astea 6, erau 1,80 lire, cred că. Pentru 6 cam mult, da? Ce să faci? Asta e. Niște wipes pentru Anastasia, pentru baie, șervețele. Niște măsline din astea cu lămâie, mie îmi plac mult astea. Niște cașcaval, dacă îi mai fac soțului sandwich-uri, să avem, sau mă rog, să fie în casă. Anastasia a văzut și a vrut, bineînțeles, Frankfurt, ăștia așa, un fel de hot dog, a văzut la Diana, la desenii, că mănâncă hot dog și na. Ei mai mănâncă și soțul, așa că i-am luat. Am luat niște pește din ăsta macro, că mi-a sărit mie în ochi repede și l-am văzut, arată bine acolo. Și niște barzi din acestea, așa cum zice că sunt cu orez, popcorn barzi, 80 de calorii. Să mai fie altceva, ca o gustărică. Cereale pentru Anastasia, vedeți că zice 4,7 zahăr, le-am luat pe astea astăzi, au destul zahăr. Restul ciocolată ce mai aveau, aveau 5%, 6%, 8%. Niște cola zero, astea așa s-au desfăcut. Am luat ulei de floarea soarelui, că nu mai aveam deloc. Uleiul e acum vreo 2,40 lire. Cel vegetal era 1,70 lire, parcă. Niște crumpets în așa dimineața, ori cu unt, ori cu dulceață să fie. Și niște pere, așa, văd că au apărut din Africa de Sud. Sunt tărișoarele, așa, sper să fie ok, să nu fie prea verzi. Și niște din acestea pentru mine, pentru baie. Și cam astea sunt cumpărăturile toate și au fost în jur de aproape 40 de lire. Și o pâine, nu știu dacă v-am zis, de pâine. Și asta e holul alimentar. Aoleu, din perile copiilor. Ce ai spus? Ia mai spune-mi, Tomiule. Ce se aude? Păi spune tu, ce crezi că se aude? Ce? Înghețată. Așa? Mașina cu înghețată. Și cum i-ai zis lui mami când ți-am spus odată că e mașina de înghețată și încerca să zic că nu e și ea a auzit ea? Cum ai zis? Ia spune ea. Omule! Omule, nu înțelegi? E înghețată frumoasă. Ah, și e gustoasă? Da, e gustoasă. Și vrei să papi? Da. Yummy, yummy. Da, dar la mine nu mai este. Ok. Bună, dragilor, n-am mai apucat ieri să vorbesc prea mult cu voi. Astăzi este miercuri, îmi fac o cafeluță aici, așa. Și am fost la grădini, am lăsat-o pe Anastasia, văd că e soare dimineața, e tare frumos afară și am zis să
Am tras o fugă până la Asda. Mi-am mai luat 2-3 lucruri de care aveam nevoie și vi le arăt imediat. Și continuăm ziua. Astăzi trebuie să muncesc și eu part-time până la amiază, până la 1. S-a prins vreo 4 ore și cam asta este planul. Bun, am zis că vă arăt ce am cumpărat de la Asda rapid. Am cumpărat 2-3 chestii care mai trebuiau să completez în frigider. Practic m-am dus pentru smântână, pentru că mi-a zis soacra că mi-aduce niște sărmăluțe bune mâine și eu vreau să le mănânc cu smântână. Avem niște banane pentru că rămăsese Anastasia fără, o Philadelphia din aceasta. Am luat un short cross pastry să fie în frigider, niciodată nu știi, adică un aluat din ăsta, poate am nevoie la ceva. Am luat un iaurt din ăsta cu proteine, am văzut, mi-a sărit în ochi la Asda și am văzut că zice că are 97% lapte și restul extra de vanilie, deci ceva e bun să-l mănânce Anastasia. O smântână, v-am zis că mă duceam pentru smântână la Asda, că era aproape acolo și am găsit o pasta poloneză cu 18% grăsime. Și am luat și un lapte din ăsta de soia, fără zahăr. Ăsta l-am găsit care are cel mai mult conținut de soia, pentru că m-am uitat și mai erau ceva la o lire 20 și avea 2% soia. Ăsta are 8% soia și alte nebunii. Pentru cafea și am luat rapid să fac astăzi niște aripioare de pui, pentru că n-am mai mâncat de mult aripioare și mi-era poftă. Și un suculeț să avem pentru noi și ceapă să fie în casă, pentru că rămăsesem fără ceapă. Și am mai luat două din acestea panul șuculat. Și cam asta e. Am uitat ieri să vă arăt floricelele. Le-am luat și pe acestea de la Aldi ieri. Tare frumoase. Mie îmi place roșu, așa că am zis hai să le iau eu pe astea așa mai... Cum, ce culoare asta? Vișinie, burgundi. Și da, cam asta este treaba. Și uitați ce zi frumoasă avem azi afară. Să mă duc să-mi beau cafeaua acum pe balansoar și gata, începem o zi de muncă apoi. Bună, dragilor, ce mai faceți voi? Am să mai vorbesc puțin cu voi, tu că tu n-am mai apucat. Am fost cu treabă zilele acestea. Mâine o să vină socrii la noi pentru recenziile și o să avem iarăși trebușoară cu ei, să-i plimbăm puțin, să le mai plimbăm și noi, să vedem ce facem una alta. Poate muncesc și eu mai mult și atunci m-am apucat zilele astea și am mai făcut și eu curat, nu-i așa? Că așa se obișnuiește. Și acum am zis să intra puțin sufletul. Anastasia a dormit de amiază, cu chiu, cu vai, că nu prea vrea, dar a dormit. Am mai spălat niște rufe și când era lumea mai dragă a venit ploaia și le-au dat, deci iar am grăbit să le iau, așa e în Anglia, ce să faci? Am zis că e căldură, e mai, de acum nu le mai bag la uscător în uscător, că na. Era soare dimineața, era atât de frumos, am stat afară jumătate de oră până la 9 și era, wow, super frumos și cald și arăta vreo 16 grade astea și după aia a venit ploaia și picura mărunt și de pe la vreo 1 tot plouă, se oprește, plouă, se oprește, așa am avut și aseară. Așa că, da. Mai făcut ceva de mâncărică, o supă rapidă Anastasiei în oala tefal. Mi-am făcut 2-3 aripioare cu niște orez de data asta și cu niște legume ce aveam prin congelator și văd că am mâncat. La grădi iarăși n-am mâncat tot. A gustat pâine și ce mai avea ea un pic. A zis că avea orez cu pui și ea la amiază și am mâncat puțină pâine. Așa că am mâncat când a venit acasă și cam asta este situația. Am mai făcut 2-3 cumpărături, ați văzut de la Asda dimineață ce aveam nevoie. Mama, tata, gel hor alimentar și cam asta este viața noastră zilele astea. Nu prea am ce filma des, nici nu prea am tragere să filmez pentru că v-am zis, văd că nu mă mai promovează YouTube, nu mai am vizionări, nu se mai uită lumea la mine. Nu mai zice nimeni nimic și bănuiesc că viața mea e plictisitoare, așa că nu mai am cu ce să vă încânt. Așa că fac aici un fel de diary pentru viitorul nostru, să văd ce am mai făcut. Când mă uit înapoi și cam asta o să fie. Sper să mergem în niște locuri frumoase. Mă gândesc, mă uit, mă gândesc, l-am întrebat pe soț, el nu mai zice nimic. Așa să vedem pe unde să mergem zilele astea și mergem și într-un loc unde n-am mai fost să-i duc și pe aici să vadă și să vedem și noi ceva nou. Dar cred că o să mergem iarăși la Muzeul Trenurilor în New York, pentru că cred că o să fie interesant și pentru ei să vadă și pentru Anastasia pe acolo. Dacă nu, vedem. Mai găsim alte locuri să mergem weekendul acesta. E și soțul liber 2 zile, așa că ne sincronizăm bine și dacă e și e un loc frumos, bineînțeles că vă luăm cu noi și o să vi-l arătăm în următorul vlog. Nu știu cum va merge vouă, dar eu tot mă lupt cu dieta și cu mâncatul sănătos și tot nu mi iese o zi, 2 mi iese după aia, iarăși nu mi iese pun pauză și tot așa. Tare greu.
Acum iarăși, pentru că de ziua Anastasiei am fost în vacanță și nu s-a nimerit, am comandat un tort la prietena mea la Vilnia și o să-i fac un tort cu unicorn. Și o să urmez zilele următoare să mâncăm tort și tot așa, dar cât de cât încerc cu salate acum că e mai cald și să mâncăm mai sănătos. Anastasia mea tot e mofturoasă la mâncare, nu știu ce să-i dau să-i placă, îi place în principal 2-3 lucruri și atât, supa și cartofii. Da, deci este o provocare continuă și acest capitol. Dar asta e bine că suntem sănătoși, că nu e așa, alții au probleme mai grave în lumea asta și cam asta e. Mă întristează să văd că, nu știu, parcă toți suntem, fugim grăbiți în toate direcțiile, toată lumea și nu mai e nimeni atent și la nevoile celuilalt sau să întrebe pe un om dacă ești bine sau, mă rog, să ne ajutăm mai mult între noi. E fuga asta continuă pentru rutina zilnică și pentru propria noastră viață, încât cu greu ne facem timp și pentru alții și, nu știu, cu greu ne mai gândim care e menirea noastră pe pământ, să facem bine, să nu facem, să, nu știu. Mă uit în jurul meu și văd ce fel de oameni sunt, stau și mă minunez uneori și mă întreb, dar de ce v-au luat mințile, banii, viața, rutina asta zilnică, modernă, societatea care ne cere tot, fă și din aia, fă și din aia, stai și din aia, stai și din aia. Unde alergați cu toții? Nu știu, îmi vine uneori să mă întreb, pentru că la urma urmei tot în pământ ajungem, tot în patru scânduri și tot fără nimic pe noi, sau mă rog, un costum, o bluză, o haină, o ceva și cam aia e. Nu luăm nimic cu noi decât, cred că, faptele bune pe care le facem aici și pentru care trebuiască cu toți să dăm socoteală la un moment dat pe lumea cealaltă, așa că, sau mă rog, eu cel puțin în asta cred, dar sunt unii oameni care nici în asta nu cred, așa că ei cred că nu dau socoteală nimănui. Dar mă rog, asta nu vă dă dreptul să faceți lucruri urâte sau să răniți pe alții, așa că, nu știu, tare greu în ziua de astăzi să ne abținem, dar cred că totuși ar trebui să ne gândim de două ori înainte să scoatem un cuvânt pe gură, pentru că se rănește foarte ușor cuvintele în ziua de astăzi. Și între relația părinte-copil, mă observ și eu pe mine, încerc foarte mult să mă calmez și tot m-am calmat de-a lungul acestor 3 ani, pentru că e foarte greu dacă vrei să-i insufli educație bună unui copil să poți să o faci și stând zi de zi acasă, de aia, de aici. Hence, vacanțele dese pe care le facem, pentru că prefer să merg în vacanțe decât să dau banii la psiholog sau să-mi pierd mintea, pentru că de numai acasă, stând, mai vrei și tu altceva. Și da, e cam greu ca părinte și solicitant și vrei să-i insufli valori frumoase copilului și cam ăsta e rolul nostru, să-i dăm o educație bună și atunci trebuie să avem grijă ce scoatem pe gură, pentru că ceea ce văd la noi vor reproduce și ei mai târziu, nu-i așa? Și să nu uităm că la un moment dat o să ajungem și noi bătrâni, în vârstă, și o să trebuiască, dacă e, să aibă grijă de noi sau în fine. Depinde cum îi învățăm acum cât sunt mici să fie oamenii buni și frumoși de mai târziu, zic eu. Și respect și bun simț, sau că am pierdut bun simț în ziua de azi, sincer vă spun, cumva văd că, nu știu cum să zic, cred că generația mea sau când eram eu la vârsta să merg la facultate sau chestii de genul ăsta, chiar și tatăl meu parcă îmi spunea, a, fii mai îndrăzneață, fii mai așa, că ești prea timidă, fii îndrăzneață. Și cumva de atunci mi se pare că în ultimii 15 ani cumva s-a cam confundat chestia asta, că să fii îndrăzneață și curajoasă sau tupeist, pentru că devii din generația în care sub Ceaușescu și tași din gură nu spune nimic. Și acum vrei să ieși la suprafață și faza aia fi mai îndrăzneață, dar uneori văd că la unii oameni se confundă chestia asta și cu, o iau cu tupeul acela nesimțit. Deci uită să fie totuși respectoși și să aprecieze ceea ce o primim de la ceilalți și o dau din, știți cum zic, adică în loc să fie îndrăzneți, o dau un tupeu din ăla urât, care, din păcate, nu-i frumos, dar mă rog. Eu zic că fiecare om are o perioadă în care o să realizeze singur în viața lui și să dă cu capul și își dă seama ce greșeli a făcut sau apreciază mai mult când trece printr-o anumită perioadă ceea ce a spus în urmă cu câțiva ani alți oameni sau chestii de genul ăsta. Cum suntem și noi părinții. Până nu ești părinte și n-ai copilul tău, zici, da, e ușor să-ți dai cu sfaturile sau, mă rog. Și când ajungi să fii părinte și te gândești, chiar eu însumi mi-am zis acum 4 ani când o să fie copilul meu, să fac așa și așa și o să drec cu el și nu știu ce. Și uite că când vine momentul, nu prea mai ții cont de ce ziceai cu 4 ani, pentru că nu te lasă sufletul sau, mă rog, e foarte greu. Trebuie să pui în balanță chestia aia între ce simți, dar cu toate astea
Cred că dacă vrem un viitor mai strălucit, e bine să creăm limite frumoase copiilor și să învățăm de mici ce sunt alea limitele, să ne ținem de ele. Și da, cam asta e, ca să crească frumos și să avem educație frumoasă. În altă ordine de idei, că tot am acum chef de vorbit, vreau să vă zic că am văzut zile trecute, dar cred că au trecut deja 2 săptămâni de când am văzut un podcast foarte interesant, sau frânturi din el. Da, frânturi din el și un analist, nu știu dacă nu cumva era un analist financiar, trebuie să-l caut din nou, cred că era la Fain și Simplu, invitat la Mihai Morar. Și zicea o chestie foarte interesantă, bine, printre altele, cum să-ți faci economii pe termen lung, dar mă rog, nu economii mari. Spunea un lucru interesant că, pe care cred că de altfel ați mai auzit și în alte situații vorbit, că o să ajungem că nu o să aibă cine să ne plătească pensiile, pentru că, bineînțeles, această generație modernă te îndeamnă să nu mai faci copii așa de mult și să fii carierist, individualist și știți voi, să dai totul pentru companie de... Și atunci o să ajungem, când o să ajungem noi la vârsta noastră, de exemplu, cei de 30-40 de ani de acum, să mergem la vârsta de pensionare, nu prea o să aibă cine să mai plătească pensia, pentru că nu o să mai fie atâți oameni tineri, pentru că nu se mai nasc și nu o să mai fie atâți oameni în câmpul de muncă și atunci o să fie foarte greu. Dar până atunci, cine știe, sau și eu și mă gândesc, probabil o să mai dea vreo pandemie sau vreun COVID și o să mai elimine câțiva dintre noi. Nu se știe niciodată ce o să se mai întâmple în lumea asta, pentru că, după cum ați văzut, nu știu la ce se așteaptă, așa că da. Niște chestii diverse pe care am vrut să le împărtășesc cu voi de-a lungul zilelor și dacă aveți gânduri, idei referitoare la asta, cu mare drag vi le aștept în comentarii să mai dezbatem și da, spuneți-mi ce vreți să mai vedeți și suntem aproape. Sper că v-a plăcut și vlogul de astăzi, așa mai vorbă multă, cel puțin în a doua parte. Sper că sunteți bine, cele care vă uitați la mine des, Lenuța, sper că ești ok, am văzut că îmi comentez, te pup cu mare drag. Nu știu unde a dispărut Adriana, dar o pup și pe ea. Iuliana, sper că ești bine, sănătoasă. Mai lasă-mi un semn de viață să știu cum ești. Vă pup cu mare drag pe toți și sper că sunteți bine. Vă doresc multă sănătate și tot binele din lume. Să ne vedem curând. Pupici!